Cel mai renumit artefact biblic din Noul Testament este Sfântul Graal, potirul din care a băut Iisus Hristos în timpul ultimei sale cine. Ritualul la care a folosit potirul este considerat drept cel mai sacru ritual creștin. Mulți s-au întrebat însă și se întreabă și azi ce s-a întâmplat cu acest obiect deosebit. Biblia nu oferă niciun indiciu în acest sens și este posibil ca, de fapt, cei care au asistat la acea scenă să nu-i fi conferit obiectului valoarea pe care a căpătat-o mai târziu. Acest potir minunat, căruia îi se atribuie puteri miraculoase, suscită un viu interes în întreaga lume creștină. Se povestește pretutindeni că Sfântul Graal poate vindeca bolnavii, poate sătura flămânzii și poate prelungi viața. Pentru a-i primi efectele benefice, este de ajuns chiar să-l fi zărit în vis, căci așa apare cel mai des în povestirile medievale. Admirația pentru Graal merge dincolo de legendă. Oamenii de litere susțin că Sfântul Graal nu este un mit, o himeră, ci un obiect foarte real, chiar cupa din care Iisus Hristos a băut în timpul cinei celei de taină. Sfântul Graal a fost căutat încă din cele mai vechi timpuri și nu există o singură legendă a acestuia. Despre misterioasa cupă se spune că ar fi fost folosită de Iosif din Arimatea ca să strângă sângele lui Isus după ce trupul i-a fost răstignit și străpuns cu lancia. Pe urmele potirului se pare că au plecat și cavalerii templieri, care în timpul cruciadelor ar fi săpat sub templul din Ierusalim, unde ar fi găsit Sfântul Graal. Există însă numeroase surse medievale, conform cărora cavalerii templieri nu ar fi descoperit niciodată Graalul sau chivotul legii, pe motiv că rețeaua subterană de sub orașul sfânt era extrem de vastă și de întortocheată, un loc în care templierii nu au putut pătrunde niciodată. Conform altei teorii, pocalul ar fi fost dus în Europa și ascuns într-una dintre coloanele sau sub pardoseala unei capele medievale din Scoția. Trebuie spus că există foarte multe relatări cu privire la existența celei mai căutate relicve a creștinătății. Dacă până în prezent toate presupunerile au avut la bază legende, mituri și tradiții, trebuie luată în considerație și cea mai recentă descoperire. Sfântul Graal ar fi fost descoperit în Spania de doi istorici care susțin că potirul de onix din care ar fi băut Iisus Hristos la cina cea de taină a fost descoperit la Muzeul Bazilicii San Isidoro din León, acolo unde a fost ascuns de mai bine de 1000 de ani. Cei doi istorici, Margarita Torres și José Manuel Ortega del Rio, autori ai cărții Regii Graalului, susțin că nu există nicio îndoială că potirul a atins buzele lui Isus și își bazează teoria pe dovezi concludente găsite în manuscrise antice egiptene. Aceste texte menționează faptul că Sfântul Graal ar fi fost furat de la Ierusalim de musulmani care l-ar fi oferit comunității creștine din Egipt. Apoi, potirul ar fi fost trimis drept cadou regelui Ferdinand I de Castilia. Cupa de aur, care îmbracă potirul din onix, dispune de modele gravate pe margini, iar ornamentul este acoperit cu perle, smaralde, ametiste și safire, fapt care îi reconfirmă valoarea inestimabilă. Așa cum era firesc, teoria celor doi istorici a fost imediat contrazisă de câțiva specialiști. Aceștia spun că pocalul descoperit de cei doi nu este Sfântul Graal și sunt de părere că acesta nu va mai fi vreodată găsit. Chiar dacă am avea acest pocal, nu am avea cum să confirmăm că este chiar Sfântul Graal, au explicat ei. Mai mult, în lipsa unor probe concrete, mulți dintre istorici privesc existența Graalului cu oarecare scepticism. Povestirile despre Sfântul Graal reprezintă un amestec de tradiții precreștine și strălucire creștină și conțin un ghid codat către adevăratele învățături ale lui Isus. Revelația existenței unui obiect misterios și totodată minunat a înflăcărat entuziasmul căutătorilor dintotdeauna. Legenda Graalului, născută în Evul Mediu, este încă vie și azi.
Numeroși arheologi, istorici, dar și vânători de comori îi caută ascunzătoarea. Dacă a fost găsit sau nu, rămâne de văzut. Cert este că Sfântul Graal continuă să-și transmită mesajul de-a lungul veacurilor și, fără îndoială, aici stă cea mai mare bogăție a lui.